Vă doresc pace în suflet. Care credeți că este prejudiciul din acest dosar? Adrian Videanu susține că nu există prejudiciu în acest dosar. Înțeleg că nu există prejudiciu, rămâne să văd și eu expertiza și rămâne să venim cu obiecția asupra ei. Păi nu, abia acum am intrat oficial în posesie. La fel susține și avocatul lui Ioan Nicolae. Expertiza a fost prezentată clientului meu și de aminte tuturor suspecțiilor din cauza. Care e valoarea prejudiciului? Zero. Zero e? Păi pot eu să contrazic experții care au stabilit un prejudiciu zero? Sau ca să fiu mai corect, este vorba de o prejudicie de 100 de mii de lei, deci așa, dar care nu privește în mod direct și nu afectează soluția care ar putea să fie dată în cauză.